Bună ziua tuturor, ședință ordinară, 24 martie 2016. Suntem prezenți în număr de 22 din cei 23 consilieri locali. Absentează domnul Viorel Strungariu. Supun la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 25 februarie 2016. Cine este pentru? Ordinea de zi de astăzi cuprinde un număr de 39 de proiecte și au fost retrase proiectul 18 și proiectul 31. Practic, astăzi vom supune aprobării un număr de 37 de proiecte. Cine este de acord cu ordinea de zi? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiectul numărul 1, privind aprobarea... Mulțumim, domnul consilier, pentru destinderea atmosferei. Proiectul numărul 1, privind aprobarea organigramei și a statului de funcție ale Poliției Locale Piatra Neamț pentru anul 2016. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul numărul 2, privind declanșarea procedurii de atribuire a unui număr de 103 autorizații taxi pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul numărul 3, privind aprobarea regulamentului serviciului de salubrizare al municipiului Piatra Neamț. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiectul numărul 4, pentru aprobarea încheierii unor contracte de execuție lucrări în subantrepriză de către SC Publiserv SRL. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul numărul 5, privind completarea HCL 356 din 26 noiembrie 2015, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiectul numărul 6, privind unele măsuri pentru asigurarea consultanței juridice și a serviciilor de prezentare în instanță a Direcției Taxe și Impozite Piatra Neamț. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiectul numărul 7, privind actualizarea regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului, aprobat prin HCL 170 din 28 mai 2015. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul numărul 8, privind aprobarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Piatra Neamț pentru activități non-profit de interes local pe anul 2016. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiectul numărul 9, privind alocarea unor sume de bani din capitolul 6702, cultură, recreere, religie. Vă rog. Da. Aici vă rog să-mi permiteți și mie două, trei cuvinte.
După cum vă amintiți, la sfârșitul anului trecut, consilierii Partidului Social Democrat au venit cu un proiect de hotărâre pentru a realiza această premiere, lucru care, atât mie cât și colegilor mei, ne se pare foarte firesc. Pensionarii, respectiv cuplurile care împlinesc 50 de ani de la căsătorie, merită acest lucru. Nu a putut fi realizat atunci, pentru că bugetul care îl mai aveam la dispoziție pentru anul 2015 nu permitea acest lucru și chiar s-a menționat în ședința respectivă că vom reveni cu acest proiect după aprobarea bugetului. Așa stau lucrurile. Din punctul meu de vedere, cred că nu poate fi amestecată politica în această problemă. Este o răsplată meritată pe care ar trebui să o repetăm an de an cei care vom fi în Consiliul Local în continuare și cred că e momentul potrivit să facem lucrul acesta și chiar lansez o invitație către toți consilierii locali, indiferent de culoarea politică, să participe la acest eveniment. Supun la vot. Nu am spus că nu merită și nu tocmai asta am spus că nu merită, dar mi se pare corect să păstrăm acest eveniment așa cum a avut loc de zilele orașului, fiind o zi festivă prin care noi suntem sărbătorită. Da. Deocamdată alocăm suma de bani, data evenimentului nu este stabilită. Intenția noastră era să o legăm cu 23 aprilie, care este și Sfântul Gheorghe. Vom decide împreună și chiar vă voi consulta pentru data la care să organizăm acest eveniment. Ca să nu fie legat de alegeri, mai bine. Campania începe pe 6 mai, deci nu suntem într-o perioadă de campanie electorală. Dar supun la vot amendamentul. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Împotrivă? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Doamna doctor Gagea? 13, 14. Împotrivă. Abțineri? 1, 2, 3. Deci amendamentul nu a trecut. Voi să pune la vot proiectul de hotărâre așa cum este în forma inițială. Cine este pentru proiectul fără amendament? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 persoane. Cine este împotrivă? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Abțineri? Una. Deci proiectul a fost aprobat. Proiectul numărul 10. Privind încheierea unor parteneriate între municipiul Piatra Neamț și unele persoane juridice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Proiectul 11. Privind modificarea contractului 32.468 din 31.07.2015 încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC Parking SA. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Proiectul numărul 12, privind transmiterea în folosință gratuită a centralei termice CT32 și a terenului aferent situate în Bulevardul Dacia fără număr către Fundația Solidaritate și Speranță. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Proiectul 13, privind transmiterea în folosință gratuită pe o perioadă de 3 ani a unui spațiu din incinta complexului Mall Forum Center situat în strada Cuiej numărul 1B către Asociația Sens Civic. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul 14, privind închirierea unui spațiu pe o perioadă de 1 an din incinta complexului Mall Forum Center situat în strada Cuiej numărul 1B de către Partidul România Unită, filiala Neamț. Cine este pentru? Împotrivă. Vot împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Proiectul 15. Privind abrogarea parțială a HCL 303 din 6 octombrie 2014, privind preluarea de către municipiul Piatra Neamț a centralelor termice de la SC Locato SA. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Proiectul 16, privind înregistrarea unor investiții în patrimoniul municipiului Piatra Neamț, domeniul public. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Proiectul 17, privind modificarea contractului de asociere 36.984 din 1 noiembrie 2011,
încheiat între municipiul Piatra Neam și SC Euromedia Group SA. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul 19, privind aprobarea raportului de valoare, stabilirea prețului de piață și vânzarea directă a bunului imobil aparținând domeniului privat al municipiului Piatra Neam, situat în strada General Nicolae Dăscălescu, numărul 13, bloc T2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiectul 20, privind modificarea contractului 32.839, din 4 august 2015, încheiat între municipiul Piatra Neam și SC Rocom Central SA. Cine este pentru? Numai puțin, încă o dată, cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Era un proiect de patrimoniu exact minimul necesar, da? Împotrivă? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Abțineri nu mai sunt, că au ieșit 23. Deci proiectul a trecut cu 17 voturi pentru. Proiectul 21. Privind aprobarea unor rapoarte de evaluare, stabilirea prețurilor de piață și vânzarea directă a unor bunuri imobile aparținând domeniului privat al municipiului Piatra Neamț, teren cu o trepată indiviză. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul 22, privind aprobarea unor rapoarte de evaluare, stabilirea prețurilor de piață și vânzarea prin licitație publică a unor bunuri imobile aparținând domeniului public, domeniului privat al municipiului Piatra Neamț. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 23. Aprobarea modelului de proces verbal de constatare a contravențiilor și aplicarea sancțiunilor pentru persoanele a căror autovehicule sunt staționate sau parcate neregulamentar pe domeniul public. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 24. Privind acceptarea unei donații. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 25. Privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor proprietate privată a municipiului Piatra Neamț. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 26. Hotărâre pentru modificarea articolului 1 din HCL 180 din 28 iunie 2015 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții CNISA a amplasamentului din strada Baltagului numărul 8, asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Piață Centrală Agroalimentară Sfântul Gheorghe din municipiul Piatra Neamț și abrogarea în parte a HCL numărul 149 din 29 mai 2015. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 27. Privind aprobarea PUD, locuință individuală, S plus P plus 1E, strada veteranilor, numărul 1A. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 28. Privind aprobarea PUD, extinderea S plus P a spațiului comercial parter, Bulevardul Decebal, numărul 71, bloc E2, tronsonul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 29. Privind propunerea de mandatare a primarului municipiului Piatra Neamț în vederea îndeplinirii procedurii de evaluare a performanțelor profesionale ale secretarului municipiului Piatra Neamț pentru anul 2015. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 30. Hotărâre privind aprobarea planului anual de ordine publică și siguranță publică a municipiului Piatra Neamț. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 32. Privind aprobarea încheierii unui parteneriat între municipiul Piatra Neamț, Poliția municipiului Piatra Neamț, Inspectoratul de Jandarmi Județean Neamț și Poliția Locală Piatra Neamț pentru anul 2016. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 33. Privind modificarea actului constitutiv și a statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Neamț. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
34, privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenului în suprafață de 4,7 hectare, aflat în proprietatea municipiului Piatra Neamț, în scopul realizării obiectivului înființare perdea de protecție forestieră în zona Pietricica, municipiul Piatra Neamț, județul Neamț. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 35. Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea lucrărilor de amenajare și întreținere spații verzi de către Compania Municipală de Investiții Urbane SA în municipiul Piatra Neamț. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 36. Pentru modificarea HCL 397 din 2007, privind desemnarea unei persoane din cadrul Direcției Economice pentru ținerea la zi a datoriei și a garanțiilor publice locale. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 37. Privind actualizarea planului anual de acțiuni lucrări de interes local și a instrucțiunilor de implementare pentru anul 2016. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 38. Privind aprobarea repartizării unor locuințe. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 39. Hotărâre pentru modificarea HCL numărul 106 din 28 aprilie 2005 privind aprobarea închirierii pe durată determinată a unor terenuri proprietatea publică a municipalității în vederea amenajării de terase comerciale. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Doar o scurtă informare vreau să fac, pentru că am citit și acum înainte de ședință legat de oprirea apei care este iminentă săptămâna viitoare. În acest moment, Apa Serva a propus data de marți 29, dar hotărârea finală se va lua mâine în cadrul Comitetului Județean pentru situații de urgență. Chiar dacă oprirea este estimată pentru 48 de ore, eu am avut o discuție cu reprezentanții APA SERV, de fapt repararea efectivă va dura doar 24 de ore, dar și-au luat o marjă de siguranță pentru că este posibil ca spre extremitatea rețelelor, cum sunt cartierul Dărmănești și cartierul Ciritei, apa să ajungă mai târziu. Repet, mâine, în Comitetul Județean de Situații de Urgență, se ia decizia finală și va fi și o întrunire a Comitetului Local pentru Situații de Urgență, pentru că vrem să fie gestionată foarte bine această problemă. Mulțumesc, o zi bună. O întrebare, da. Protecția asta forestieră începe acum în primăvară? Da, sigur că da. Acum e perioada propice pentru plantări. Vă felicit. Mulțumim, domnul consilier. O zi bună să aveți.